Caz strigător la cer la o grădiniță din capitală. O educatoare spune că a demisionat din cauza comportamentului agresiv al directoarei, iar drept răzbunare, aceasta i-a exmatriculat copilul. Femeia spune că și-a dat demisia și din motiv că șefa grădiniței îi cerea insistent să colecteze bani de la părinți în mod ilegal și ar fi certat-o că nu se conformează sistemului. După ce a fost disponibilizată și s-a trezit și cu copilul trimis acasă, fosta educatoare i-a expediat o scrisoare deschisă prin marului capitalei, însă edilul ar fi blocat-o. Abia după ce cazul femeii a ajuns în vizorul publicului, Ion Ceban a scris într-o postare pe Facebook că nu cunoaște despre ce caz este vorba. Directoarea grădiniței 174, unde s-ar fi întâmplat totul, lipsea astăzi de la locul de muncă, după ce ar fi ieșit de ieri în concediu medical. Sub protecția anonimatului, femeia care s-a pomenit în mijlocul acestui scandal ne-a povestit că a muncit timp de aproape un an în calitate de educatoare la grădinița 174 din cartierul Telecentru al Capitalei. În acest timp, directoarea instituției, în repetate rânduri, i-ar fi spus că trebuie să colecteze bani de la părinți în mod ilegal și ar fi certat-o că nu vrea să se conformeze sistemului. Ea direct ne-a spus că, da, așa lucrează sistemul peste tot, în acest moment, și așa se lucrează și aici. Adică lunar să ducem ei bani pentru că are și ei șefi mai mari, asta pentru că când vin control sau ceva, vine la ea în birou, adică. Și din acest motiv, și eu de multe ori am refuzat, i-am spus că eu așa ceva nu o să fac, eu nu vreau să mă joc în aceste lucruri murdare. Fosta educatoare spune că din acest motiv directoarea i-ar fi reproșat că nu-și face munca bine și chiar ar fi umilit-o. Atunci când nu a mai suportat acest comportament și a hotărât să-și dea demisia, șefa grădiniței s-ar fi răzbunat pe ea. Astfel, copilul femeii care frecventa și el această instituție ar fi fost exmatriculat. Când de multe ori m-a chemat la mine în birou și ea îmi spunea că nu sunt cel mai bun specialist, că lucrez foarte rău, că nu știu să învăț după sistemul care este acum, care se lucrează aici. Și iată așa, am fost înjosită, umilită, dar m-am dus după acte, luni, m-am dus să-mi iau actele mele. Fără să mă aștept sau fără să știu, mi-a aruncat actele copilului. Nici nu știam, a fost așa un moment neașteptat. Echipa noastră de filmare a căutat-o pe directoarea grădiniței timp de 2 zile pentru o reacție. Ieri nu am găsit-o pe Ludmila Garștea la birou, iar la telefon nu ne-a răspuns. Am revenit astăzi la grădinița 174, iar angajații instituției ne-au spus că funcționarea lipsește pentru că de ieri ar fi ieșit în concediu medical. Am încercat să discutăm și cu alte educatoare care se aflau astăzi la muncă, dar acestea ne-au evitat și au refuzat să răspundă la întrebări. E adevărat că directoarea ar fi cerut educatoarelor să strângă bani la părinți ilegal? Nu știu, nu pot să spun nimic. Da, pe doamna directoare? Un interviu. Doamna directoare, când ați văzut-o ultima dată? Sunt este au fost. Nu dau interviu. Îmi ți-a rău, dumne, Isa? Fără interviu. Ziua! Ziua! Ce? Nu cunoașteți nici ce vreau să vă întrebăm. Nu vreau să cunosc, încerc scuze, nu pot să dau. Despre acest caz, femeia a scris o scrisoare deschisă primarului Capitalei și spune că i-a trimis și un mesaj, dar nu a mai primit răspuns. Mai mult, la scurt timp, edilul ar fi blocat-o pe rețelele sociale. Când a fost doamnei ziua de naștere, a primit o felicitare din partea primarului. Adică și mai multe. Și ne-am dat seama că într-adevăr dumneavoastră poate susțină. Totuși, după ce cazul a ajuns în vizorul publicului, Ion Ceban a scris o postare pe Facebook în care declară că nu cunoaște nimic despre incident. Însă a solicitat tuturor responsabililor să se autosesizeze. El a mai menționat că a invitat-o pe educatoare la primărie pentru discuții și a declarat că Direcția Municipală Educație anchetează cazul. De cealaltă parte, Andrei Păvăloi, șeful direcției, ne-a spus ieri că a creat un grup de lucru care cercetează cazul, dar că deocamdată nu cunoaște cine este autoarea scrisorii deschise. Dar prin ce metode ați încercat dumneavoastră să o găsiți pe doamna educatoare?
ne-ați spus să vă întreb? Noi mai întâi încercăm să găsim instituția în care a avut loc o astfel de situație, să ne asigurăm de faptul că ceea ce se transmite în mesaj este anume în instituția respectivă și ulterior, conform regulamentului, Comisia de Anchetă va stabili toate măsurile necesare. Nici astăzi, specialiștii care fac parte din grupul de lucru nu știau la ce grădiniță s-a produs incidentul. Șeful Direcției Educației ne-a spus că echipa de specialiști a analizat deja peste 60 de instituții din capitală. Mai mult decât atât, Andrei Păvăloi susține că este imposibil ca superiorii care vin cu verificări în grădinițe să ia bani de la administratorii acestora, deoarece grupurile ar fi create din funcționari care nu se cunosc între ei. Între timp, fosta educatoare spune că a apelat după ajutor și la avocatul poporului pentru drepturile copilului, dar nici de acolo nu a primit un răspuns concret. Am sunat-o și noi pe Maia Bănărescu, dar nu ne-a răspuns la telefon. Cazul femeii a devenit deja viral pe internet, iar postările au adunat sute de comentarii, în care mai mulți părinți se plâng că acesta nu ar fi un caz singular.